Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Inedit, erori în istorie. Cum a fost nominalizat Hitler la Premiul Nobel pentru Pace? În cei 120 de ani de existență ai Premiului Nobel pentru Pace au fost nominalizați fel de fel de candidați mai puțin obișnuiți sau chiar incompatibili cu acest premiu. Primele premiul Nobel au fost acordate la 10 decembrie 1901 după moartea inițiatorului lor și erau reprezentate de o medalie, o diplomă și o sumă de bani, care la început a fost în valoare de 40.000 de dolari americani, iar apoi a crescut treptat, ajungând în prezent la suma de circa 800.000 de euro. Führerul Adolf Hitler, cancelarul Germaniei, a fost propus pentru Premiul Nobel pentru Pace printr-o scrisoare către Comitetul Norvegian al Premiului Nobel, trimisă pe 27 ianuarie 1939 de Erik Gottfried Christian Brandt, politician suedez, membru al Parlamentului suedez între 1938-1943, din partea Partidului Social Democratic. Dar Erik Gottfried Christian Brandt nu a fost un suedez oarecare ce susținea nazismul, ci era un antifascist recunoscut provenit dintr-o familie de prelați din sudul Suediei. Propunerea lui Erik Gottfried Christian Brandt, prin care îl nominaliza pe Adolf Hitler, a venit ca o contrapondere la cele făcute în favoarea lui Neville Chamberlain, prim-ministrul Marii Britanii. Scrisoarea de nominalizare e datată 27 ianuarie 1939 și a fost trimisă Comitetului Norvegian al Premiului Nobel, cel care lua decizia finală în privința acordării Premiilor Nobel pentru Pace. Erik Brandt lăuda mai cu seamă dragostea arzătoare pentru pacea liderului nazist, în timp ce acesta anexa Austria și invada regiunea sudetă a Cehoslovaciei. Scrisoarea sa către Comitetul Nobel a făcut vâlvă în Suedia, unde nu au fost mulți cei care au sesizat tonul sarcastic al nominalizării. Ulterior, Erik Brandt a explicat că prin această nominalizare a dorit să protesteze împotriva nominalizării premierului britanic Neville Chamberlain, artizan al acordurilor de la München din 1938, prin care o parte din Cehoslovacia era cedată Germaniei. Propunerea a generat numeroase discuții, unii susținând că Erik Brandt și-ar fi retras, o lucru neadevărat, acesta regăsindu-se și azi pe lista nominalizărilor. Scrisoarea oficială există și era. E arhivată la Comitetul Norvegian al Premiului Nobel. Textul integral al acestei scrisori, trimise de Erik Brandt către Comitetul Norvegian al Premiului Nobel, în traducerea din limba engleză publicată de anonymous.ro, este următorul. Către Comitetul Norvegian Nobel, sugerez cu umilință ca premiul pentru pace din 1939 să-i se atribuie cancelarului german și Führer Adolf Hitler, un om care, în opinia milioane de oameni, mai mult decât oricine, merită această recompensă foarte respectată. Documente autentice arată că în septembrie 1938 pacea mondială era în mare pericol. A fost o chestiune de ore înainte ca un nou război european să izbucnească. Omul care în acest răstimp ne-a salvat partea de lume din această teribilă catastrofă a fost fără îndoială marele lider al poporului german. În momentul critic, el nu a lăsat în mod voit să vorbească armele, deși avea puterea să pornească un război mondial. Prin iubirea sa strălucitoare pentru pace, demonstrată anterior în faimoasa carte Mein Kampf, care alături de Biblie e probabil cea mai bună și cea mai populară operă literară din lume, alături de realizarea sa pașnică, anexarea Austriei, Adolf Hitler a evitat utilizarea forței, eliberându-i pe concetățenii săi din Sudetenland și făcând patria sa mare și puternică. Probabil că Hitler, dacă nu va fi lovit de către militanții de război și lăsat în pace, va pacifica Europa și eventual întreaga lume. Din păcate, există încă un număr mare de oameni care nu reușesc să vadă măreața luptă pentru pacea lui Adolf Hitler. Pe baza acestui fapt, nu aș fi luat în considerare nominalizarea lui Hitler drept candidat la Premiul Nobel pentru Pace, dacă nu ar fi existat un număr de parlamentari suedezi care au nominalizat un alt candidat, și anume pe prim-ministrul britanic Neville Chamberlain. Această nominalizare pare să fi fost gândită în mod pripit. Deși este adevărat că Chamberlain, prin înțelegerea generoasă pe care a avut-o pentru lupta lui Hitler pentru pace, a contribuit la salvarea păcii mondiale, ultima decizie a fost a lui Hitler și nu a lui Chamberlain. Lui Hitler și nimănui altcuiva trebuie ca în primul rând să-i se mulțumească pentru pacea care încă domină în cea mai mare parte a Europei
Și acest om este și speranța pentru pace în viitor. Așa cum evident Chamberlain poate pretinde partea lui de pace, el putând avea o parte mai mică din premiul pentru pace. Dar cel mai corect lucru pe care trebuie să-l faceți e să nu puneți un alt nume alături de numele lui Adolf Hitler, aruncând astfel o umbră asupra lui. Adolf Hitler este prin toate mijloacele luptătorul autentic dat de Dumnezeu pentru pace, iar milioane de oameni din întreaga lume și-au pus speranțele în el ca prinț al păcii pe pământ. Stockholm, 27 ianuarie 1939. Fișa acestei nominalizări, care se găsește în arhiva Comitetului Norvegian pentru Premiul Nobel, conține toate elementele de identificare. Anul 1939, numele celui nominalizat, Adolf Hitler, Chancellor and Führer of Germany, și numele nominalizatorului, E. C. G. Brandt, Member of Swedish Parliament. Există însă și un comentariu care mai degrabă apare ca o scuză istorică. Nominalizarea a fost retrasă la 1 februarie 1939 de nominalizatorul E.C.G. Brandt, un membru antifascist al Parlamentului suedez, care nu a intenționat niciodată ca propunerea lui să fie luată în serios. Evident, acest comentariu a fost adăugat ulterior pentru a-l scoate pe Brandt de sub acuzația de susținere a fascismului, dar și pentru a salva imaginea Parlamentului suedez. Această propunere a fost în cele din urmă retrasă, însă numele lui Hitler a rămas pentru istorie în registrul candidaților la Premiul Nobel pentru Pace. Premiul Nobel pentru Pace nu s-a acordat deloc în anul 1939, deși între cei propuși figurau, alături de Adolf Hitler, nume notorii precum Arthur Neville Chamberlain, prim-ministru al Marii Britanii, și Mohandas Karamchand Gandhi, cunoscut sub numele Mahatma Gandhi, nume dat de Rabindranath Tagore, părintele Indiei independente. Ceea ce rămâne din această poveste este că în 1939 cuiva i-a trecut prin cap să spună lumii că Adolf Hitler ar fi putut să fie luptătorul autentic dat de Dumnezeu pentru pace și chiar prințul păcii pe pământ. Peste numai 6 ani, același Adolf Hitler avea să se sinucidă, purtând pe umeri răspunderea declanșării celui de-al doilea război mondial și moartea milioane de oameni. Ajuns la putere în 1933, Hitler a transformat țara într-o dictatură monopartid bazată pe ideologia totalitaristă și autoritaristă a național-socialismului. Politica sa expansionistă agresivă e considerată principala cauză a izbucnirii celui de-al doilea război mondial, soldat cu pierderi omenești colosale. De numele său sunt legate numeroase crime împotriva umanității, printre care punerea în aplicare a unui plan naționalist și rasist de exterminare în masă a evreilor și altor indezirabili din Europa, precum și lichidarea adversarilor politici din Germania. Hitler a fost ales omul anului în 1938 de către revista americană Time. Încă de la începutul carierei sale politice, Hitler a fost conștient de capacitatea de influență a propagandei. În aprilie 1930 l-a desemnat pe Joseph Goebbels ca șef al aparatului de propagandă pe tot teritoriul Germaniei. Naziștii au folosit cu succes noile tehnici moderne de îndoctrinare și propagandă, afișele electorale și radioul în toată perioada dintre puciul lui Hitler, eșuat în München 1923, și acapararea puterii de stat în 1933. Au fost închiriate avioane și automobile de lux pentru deplasarea mai rapidă a lui Hitler în cât mai multe locuri, în cadrul campaniilor electorale. În cele din urmă, naziștii au obținut rezultatele scontate în alegerile din 1930 și din iulie 1932. Dar procentajul obținut în alegerile pentru Reichstag din 6 noiembrie 1932 s-a diminuat. Reprezentarea mare în Parlament a Partidului Nazist, mai ales după 1930, a avut printre cauze slaba prezentare a electoratului la urne, starea economică gravă cauzată de marea criză economică, cu peste 6 milioane de șomeri, precum și politica deflaționistă cu care guvernul cancelarului Heinrich Brüning 1930-1932 a reacționat la criza economică, amplificând-o. Succesul obținut de Partidul Nazist la alegerile din vara lui 1932, după care naziștii au format cel mai mare grup parlamentar în Reichstag, după grupul social-democrat, l-a încurajat pe Hitler să nu accepte altă funcție decât cea de cancelar. Negocierile dintre Hitler și președintele Hindenburg, vizând formarea guvernului, nu au dus la niciun rezultat.
Au urmat câteva luni de instabilitate politică până la 30 ianuarie 1933, când Hitler a fost numit în funcția de cancelar. În scurt timp, naziștii au preluat toate funcțiile de conducere, atât în Parlamentul Central, Reichstag și cele regionale, cât și în economie. În martie 1933, Hitler s-a hotărât să propună noului Parlament legea de împuternicire, care prevedea înlăturarea procedurilor și legislației parlamentare și transferul puterii depline cancelarului și guvernului său prin asumarea de prerogative dictatoriale. Cu ajutorul mulțimii adunate în stradă și a terorii instaurate de batalioanele de asalt sau SA și a celeilalte organizații paramilitare SS, eșalonul de protecție, legea a fost adoptată cu 444 de voturi favorabile și 94 contra. S-a deschis astfel calea spre dictatura totalitară. Axiomele ideologice ale nazismului au fost superioritatea rasială, ariană și antisemitismul. Ura profundă față de evrei a fost tema dominantă a carierei politice a lui Hitler. S-a speculat foarte mult pe seama motivelor, dar nimeni n-a putut găsi un răspuns satisfăcător. Numărul victimelor politicii hitleriste cuprinde 6 milioane de evrei care au fost exterminați în lagărele morții de la Auschwitz, Chelmno, Majdanek, Treblinka, Sobibor, în ghetoul din Varșovia, etc., etc. Pretinsa superioritate rasială ariană a fost introdusă de Hitler în mod treptat pentru a amăgi opinia publică internațională. La 15 septembrie 1935 au fost adoptate primele legi rasiale, legile de la Nuremberg, care prevedeau că cetățenia germană putea fi deținută numai de persoanele de origine germană. Au mai fost interzise căsătorile mixte dintre evrei și etnicii germani, precum și relațiile extraconjugale mixte. La 9 noiembrie 1938 au fost adoptate măsuri antisemite fizice prin programul generalizat în toată Germania. În noaptea pogromului, Kristallnacht, au fost distruse case, magazine evrești și sinagogi. Peste 100 de evrei au fost omorâți și circa 20.000 trimiși în lagăre de concentrare. Punctul culminant al acestor crime antisemite a fost atins la conferința de la Vannes, a fost atins la conferința de la Wannsee, în cadrul căreia înalți funcționari de stat din Partidul Nazist și Guvern au decis soluția finală în chestiunea evreiască, la cererea expresă a lui Hitler. În ceea ce privește premiile Nobel, la care a fost nominalizat și Hitler în 1939, aceasta nu e singura ciudățenie în legătură cu acest eveniment. Stalin a fost și el o propunere pe lista distinșilor omenirii. Bineînțeles, până la urmă, totul s-a declarat a fi o eroare. Dar haide să facem în continuare o incursiune în lumea mai puțin cunoscută a acestor premii. Primele premii Nobel au fost acordate prima dată pe 10 decembrie 1901, la 5 ani de la moartea inventatorului acestora și de atunci, cu câteva excepții, au fost acordate constant. Acestea se decernează anual în Stockholm, capitala Suediei. Premiile poartă numele unuia dintre cei mai cunoscuți oameni de pe planetă, cu o contribuție decisivă asupra omenirii. Savantul Alfred Nobel, născut în 1833. Printre cele mai remarcabile invenții ale sale se numără și dinamita. Observând ulterior că ideea pentru care a luptat o viață întreagă poate provoca dezastre dacă dinamita e folosită în scopuri negative, Alfred Nobel a decis ca după moartea sa fabuloasa avere strânsă de el să fie folosită anual pentru premierea oamenilor care aduc contribuții remarcabile în câteva domenii: pace, fizică, chimie, economie, de care se ocupă Academia Regală de Știință din Suedia, medicină, premiu acordat de Institutul Carolina din Stockholm, și literatură, de care se ocupă Academia Suedeză. Premiul Nobel pentru pace e singurul premiu care se decernează în Norvegia, la Oslo, de către un comitet în exclusivitate norvegian format din 5 persoane alese din Parlamentul Norvegiei. Asta se întâmplă pentru că la moartea lui Alfred Nobel, 10 decembrie 1896, Norvegia era încă într-o uniune cu Suedia, aceasta din urmă având rolul conducător în politica externă. Nobel a crezut de asemenea că șansa unei corupții politice ar fi mai mică dacă Norvegia s-ar ocupa de decernare. Record Nobel. Recordul se stabilește chiar anul acesta, când sunt 278 de candidați propuși în 2014 la Premiul Nobel pentru Pace, o cifră record pentru această distinție. Cu excepția laureaților, numele candidaților vor fi dezvăluite abia peste 50 de ani. 6 laureați au refuzat Premiul Nobel.
Ultimii doi și singurii care au făcut-o din proprie inițiativă sunt scriitorul francez Jean-Paul Sartre, Nobel pentru literatură pe anul 1964, și premierul vietnamez Le Duc Tho, care a refuzat să împartă premiul Nobel pentru pace pe anul 1973 cu americanul Henry Kissinger. Totodată Adolf Hitler i-a obligat pe Richard Kuhn, chimie 1938, Adolf Butenandt, chimie 1939, și Gerhard Domack, medicină 1939, să-și refuze premiile, în timp ce guvernul sovietic l-a forțat pe Boris Pasternak să refuze premiul Nobel pentru literatură în 1958. Trei laureați se aflau în închisoare în momentul în care au fost anunțați drept câștigători. Este vorba despre pacifistul și jurnalistul german Karl von Ossietzky, 1935, militanta Aung San Suu Kyi, 1991, din Myanmar, și dizidentul chinez Liu Xiaobo, 2010. Cel mai bătrân laureat Nobel este americanul de origine rusă Leonid Huvitz, care a primit la vârsta de 90 de ani în 2007 premiul pentru economie. El a trăit doar câteva luni după ce a primit acest premiu și a decedat în iunie 2008. Romanciera britanică Doris Lessing a fost în 2007, la 87 de ani, cea mai în vârstă laureată a unui premiu Nobel, primindu-l pe cel pentru literatură. Lessing a catalogat primirea acestui premiu drept o catastrofă, deoarece din cauza lui nu mai are timp să scrie. Britanicul Lawrence Bragg, premiul Nobel pentru fizică pe anul 1915, avea 25 de ani când a primit această distinție și a rămas până în prezent cel mai tânăr laureat din istoria Nobel. Germanul Werner Karl Heisenberg, Nobel pentru fizică pe anul 1932, avea 32 de ani. Scriitorul britanic Rudyard Kipling e cel mai tânăr laureat al premiului Nobel pentru literatură, având 42 de ani când a primit acest premiu în 1907. Italianca Rita Levi Montalcini, premiul Nobel pentru medicină pe 1986, a fost în anul 2011, la 102 ani, cel mai în vârstă laureat și singurul centenar în viață. Ea a primit premiul pentru cercetările în domeniul factorilor de creștere. A murit însă la 30 decembrie 2012 la Roma, avea 103 ani. În familiile Nobel 6 perechi, tatăfiu au primit câte un premiu Nobel, în schimb a existat câte o singură pereche, tatăfică și mamăfică, printre acești laureați. Istoria familiei franceze Curie se confunde cu cea a premiilor Nobel. În 1903, cuplul Pierre și Marie Curie a fost recompensat cu premiul pentru fizică. În 1911, Marie Curie, născută Sklodowska, prima femeie laureată a unui premiu Nobel, primește un nou trofeu, însă pentru chimie, devenind singura femeie dublu laureată. În 1935, fiica sa, Irène Joliot-Curie, și soțul acesteia, Frédéric Joliot, primesc la rândul lor un premiu Nobel pentru chimie. Sora mai mică a Irenei, Eva Curie, se va căsători cu Henri Richardson Labuisse, care în calitate de director al UNICEF va primi în numele acestei agenții a ONU un premiu Nobel pentru pace în 1965. Din 1901, anul în care au fost atribuite primele premii Nobel, 41 de femei au fost premiate, comparativ cu 776 de bărbați. De la înființarea lui, în 1968, nicio femeie nu a primit premiul Nobel pentru economie până în 2009, când a fost decernat americancei Eleanor Ostrom. În fizică, doar două femei, comparativ cu 185 de bărbați, au câștigat premiul Nobel, iar din 1963, acest trofeu nu a mai fost acordat nici unei reprezentante a sexului frumos. Între anii 1945 și 48, nominalizat în cadrul acestui eveniment, s-a găsit dictatorul comunist Iosif Vissarionovich Stalin, precum și omologul său german Adolf Hitler, care a primit această distinție în anul 1939. Aceste două mici erori, așa cum au fost numite ulterior de organizatori, au fost comise din cauza statutului pe care cei doi îl aveau în perioada respectivă în Europa. Thomas Edison și Nikola Tesla au fost menționați ca potențial laureați ai premiilor în anul 1915, însă din pricina animozităților dintre cei doi, niciunul nu a mai primit această distinție, în ciuda contribuțiilor științifice majore ale fiecăruia. Cei doi au refuzat să primească Nobel în cazul în care fiecare dintre ei ar fi fost nominalizat primul pentru acest premiu
considerând că cine ar accepta ar minimaliza valoarea celuilalt. În anul 1939, din cauza evenimentelor sângeroase din Europa, premiile Nobel nu s-au mai acordat. Printre câștigătorii Nobelului pentru pace se afla și Yasser Arafat. Între perdanți îl amintim pe Winston Churchill, care nu a primit niciodată un astfel de premiu, deși și-a dorit tot timpul acest lucru. Nici Mahatma Gandhi, simbolul al păcii și înțelegerii, nu a primit niciodată Nobelul pentru pace, cu toate că a fost nominalizat de 12 ori în perioada 1937-48. De asemenea, Dmitri Mendeleev, cel care a propus tabelul periodic al elementelor, nu a primit niciodată un premiu Nobel. A fost propus în anul 1906 pentru a câștiga un premiu, s-a murit în anul următor. Printre mari scriitori care n-au reușit să câștige premiul Nobel, niciodată se regăsesc foarte mulți români: Tudor Arghezi, Mihail Sadoveanu, Marin Sorescu și Nichita Stănescu. Cel mai aproape de câștigarea unui Nobel a fost doar Lucian Blaga. Dar din cauza faptului că regimul comunist nu i-a permis să se prezinte la festivități, premiul nu i-a mai fost niciodată acordat. Laureat al premiului Nobel pentru fiziologie și medicină în anul 1974 este George Emil Palade, născut pe 19 noiembrie 1912 la Iași. Este medic și om de știință american de origine română, specialist în domeniul biologiei celulare. Ne oprim aici, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun, ca de obicei, pe curând!